Bună seara, gospodarilor din Vlădeni. Dacă în acest an salariul minim pe economie este 5.000 de lei, înseamnă că pensia minim pe economie tot trebuie să fie 5.000 de lei. Doar e același om și cel care muncește pentru 5.000 de lei, care e diferența? Sau el are nevoie mai puțin bani? Pensia trebuie să fie astăzi legată de inflația în țară, acest articol să fie în Constituție, ca oamenii să nu mai depindă nici de o guvernare. Любой пенсионер хочет побольше получать. Я думаю, если Рената Усатый победит, он все сделает. După cum sunt prețul de amui, normal așa. Așa e foarte mic. Вы думаете, что на 2000 лей можно прожить пенсионером, который всю жизнь работает в колхозе? Я только, дай Бог, чтобы это получилось. Тот, чей, care în timp de 15 ani, ca și cum plâng și au grijă de pensionari, eu am la ei o singură întrebare. Dacă în lege la noi este spus clar că pensia trebuie să fie ridicată automat cu inflația în țară. Numai că lucrurile astea niciodată nu se întâmplă. La noi, de pensionari, de profesori, de doctori, iarăși să aduc aminte înainte de alegeri, odată cu tineretul, despre care iarăși te-ți uită pentru 4 ani. Dacă acest lucru ar fi fost în Constituție, eu vă asigur că nimeni nu putea să facă speculații. Nici pe seama și pe viața pensionarilor, nici a tinerilor, nici doctorilor. Noi astăzi suntem obligați să dăm la oameni o gură de aer, deoarece majoritatea cetățenilor au pierdut ultima speranță. Vă mulțumesc!